Salut, sunt Delia și abia aștept să ne vedem pe 8 mai la Sala Transilvania, Sibiu. 10 și 10 de tineri sibieni se află de la vârste tot mai fragede pe un drum al infracționalității sau depresiei. E greu să iasă de acolo, dar au reușit datorită comunicării și că au fost ascultați fie de un psiholog, fie de un preot, cum este Cătălin Dumitrean. Poveștile lor sunt profunde, dar au un final fericit. Paul Por, președintele FDGR, a lansat o serie de acuzații la adresa primarului Sibiului, Astrid Fodor. A spus că nu comunică, că ia decizii de una singură și că, citez, s-a născut primăriță, le știe pe toate. Astrid Fodor i-a dat replica și a menționat încă o dată că se concentrează pe rezolvarea problemelor orașului. Bicicletele care în anii trecuți costau mai puțin de 3.000 de lei s-au scumpit cu 12-20% în ultima perioadă. Și prețul bicicletelor de copii a crescut foarte mult. Unele costă cu 600 de lei mai mult. Prețurile bicicletelor variază în funcție de mai multe criterii, printre care brandul și mai ales dotările.